Tratatele de bună vecinătate ale Poloniei după 1990, bună vecinătate și provocările migrației, au constituit tema conferinței internaționale organizată la Varșovia la finele lunii februarie în cadrul unui proiect derulat de Facultatea de Științe Politice și Relații Internaționale a Universității din Varșovia, în cooperare cu Rețeaua Europeană de Migrație și cu Ministerul de Interne și Administrație al Poloniei. Manifestarea a fost găzduită de Ministerul de Interne și Administrație al Poloniei. Au participat profesori universitari și cercetători din Polonia, Germania, Cehia, Slovacia, Lituania, Rusia, Belarus și Ucraina. România și Universitatea Valahia din Târgoviște au fost reprezentate de profesor doctor habilitat Silviu Miloiu. În intervenția pe care am avut-o, am încercat să evaluez relațiile dintre Polonia și Lituania în contextul centenarului de la restabilirea statalității lituaniene și poloneze și de la unirea românilor de la 1918. De altfel, aceste relații au fost marcate de evenimente și momente cheie, cum a fost de altfel tratatul dintre România și Polonia din martie 1921, un tratat care a stat în epicentrul sistemului defensiv românesc din perioada interbelică. Totodată am evocat și legăturile stabilite între o serie întreagă de personalități culturale și politice din România și din Polonia. Aș menționa aici pe Nicolae Iorga, care a fost un foarte mare prieten al Poloniei, a fost unul dintre susținătorii unei campanii de presă fără precedent în perioada interbelică, care a pledat în favoarea restabilirii statalității poloneze, lucru care de altfel s-a și întâmplat în noiembrie 1918, și de asemenea Iosef Pilsudski, care de altfel a vizitat într-una dintre mai multele sale vizite în România, a vizitat Târgoviștea și a locuit chiar într-o casă de lângă mănăstirea Dealu. Sigur că în intervenția mea, care a evocat etape substanțiale din relațiile cu Lituania și Polonia, am menționat și vizita Papei Ioan Paul al II-lea din luna mai 1999, o vizită care, desigur, că a contribuit în mod major la stabilirea unor relații și mai apropiate între popoarele român și polonez, între România și Polonia, între România și Vatican și, de asemenea, la integrarea euroatlantică a României. A fost vizita care, de fapt, a deschis o etapă nouă în politica externă a țării noastre. Manifestarea s-a bucurat de prezența Renatei Cheha, subsecretar de stat în cadrul Ministerului de Interne și Administrație al Poloniei, și a decanului Facultății de Științe Politice și Relații Internaționale a Universității din Varșovia, Stanislav Sulovski. Universitatea Valahia din Târgoviște a fost singura instituție de învățământ superior din țară participantă la această manifestare științifică.